Lo dice pe Domnul. Amin. Și eu sunt obosit și voi, cred că nu o să mai insistăm pentru asta. Așa cum spuneam, fratele Iosif, sunt Nelu Sabău, slujesc în Biserica Harul din Zalău. Mulți ați auzit despre ea și despre lucrarea de acolo. Lucrurile bune care le-ați auzit se datorează lui Dumnezeu. Iar lucrurile rele nouă, oamenilor, că nu reușim întotdeauna să facem lucrurile așa cum trebuie. Dar Biserica Harul și grupul de biserici, avem vreo 22 de biserici care aparțin de Biserica Harul, vă transmit sănătate, creștere spirituală nouă dinăuntru și avem un verset, două versete pe care ar vrea să vi le transmit ca și salut. Evrei, capitolul 13, versetul 20 și 21. Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului cel veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Amin. Suntem o biserică mai mare. În 2004, la 1 noiembrie 2004, am început lucrarea aceasta. 118 persoane. Acum suntem vreo 850-60. Am bătut în perioada aceasta peste 500 de oameni. Am experimentat lucrarea Duhului Sfânt și am văzut că ce scrie în Scriptură e adevărat. Că ce promite Domnul e adevărat. Ne-am legat ca niște copii de lucrarea aceasta Duhului Sfânt și de promisiunile lui Dumnezeu și am spus, dacă scrie acolo, trebuie să fie adevărat și la noi. Dacă acolo scrie că bolnavii care ne cheamă să-i ungem cu un de lemn pot fi vindecați, noi credem lucrul acesta și am văzut vindecări. Dacă am vestit Evanghelia în smerenie și le-am spus oamenilor despre vestea bună a îndurării și a planului Dumnezeu, oamenii și-au predat viața și a fost experiență după experiență. În urmă cu vreo 5 ani am fost într-o biserică în Bacău și am fost invitat la să începem slujba la ora 6 și la ora 12 noaptea am făcut prima chemare. S-au predat vreo 50. A fost așa un mare har și o binecuvântare pentru noi și o încurajare. Și când să fie rugăciunea de final, Domnul a spus, mai am aici suflete pierdute, am mai făcut o chemare, s-au mai predat vreo 13. Asta a fost cea mai târzie chemare și evangelizare, ca și oră fizică. Dar dacă ne luăm după ora României, și acum e târziu tare. În orice caz, este o binecuvântare și un har pentru mine să știu că am frat și aici. Atunci când, copil fiind într-un sat prăfuit din Ardeal, mă jucam cu tableta preferată, îngrijitul gâștelor, nu mă gândeam niciodată că o să ajung în Canada, în America. Anul trecut, împreună cu un consătean și un prieten, ne-am uitat prin Chicago, la blocurile alea mari și desfaice, grozăvie și ne-am amintit de vremurile când nici nu visam noi că este altceva. Am amintit sistemul comunist, cum a fost de regit și nu ne dea voie să visăm măcar că am putea noi să facem, să vedem și să simțim, să călătorim și altceva de felul acesta. Ba chiar mi-amintesc că mi se spunea la școală că blocurile alea mari, frumoase, înalte și străzile late care sunt făcute acolo, sunt făcute din sudoarea poporului și nu merită capitalismul asemenea sacrificii, că e mai bine așa cum era. Dar slăvit să fie Domnul pentru binele pe care Dumnezeu l-a pregătit întotdeauna pentru noi. Pentru binele pe care Dumnezeu ne-l pune la dispoziție și pentru planul Său. Aș vrea să vă spun că mă simt într-un fel ca și acasă. Am simțit căldura voastră și dorința voastră de a fi în casa Domnului. În multe biserici n-am întâlnit după masa, la slujba de seară, atâția oameni. Și asta e o binecuvântare. Domnul să o binecuvinteze, să vă întărească și să vă sporească în lucrurile astea bune. De asemenea, am regăsit aici
pasiunea pentru a-L lăuda pe Dumnezeu. Și corul, și orchestra, și fanfara. Slăviți să fie Domnul pentru toate. Ceea ce aș vrea să facem în final, ce n-am făcut până acum, citeam undeva o ilustrație într-o revistă creștină și spunea acolo așa. Doi oameni au ajuns în împărăția lui Dumnezeu. Un pastor și un șofer de taxi. Și când s-a uitat la răsplătire, pastorul a văzut că haina lui albă și frumoasă nu era chiar așa de albă ca și a șoferului de taxi. Și a întrebat el acolo, oare ce s-a întâmplat? De ce e lucrul ăsta? Și i-a spus o voce. El a fost șofer de taxi și a condus periculos. Tu când ai predicat, de multe ori s-a întâmplat să mai ațicească oamenii. Dar la el în taxi întotdeauna s-a rugat. Și în seara asta ar vrea, pe final, să fie rugăciunea așa cum îi stă bine unei biserici așa puternice și vii o rugăciune din toată inima în care să lăudăm numele Domnului, dacă trebuie să ne cerem iertare, dacă trebuie să ne cercetăm, să stăm înaintea Domnului, pentru că asta îmi doresc. Noi am experimentat și pe fondul rugăciunii Dumnezeu a coborât puterea Duhului Său cel Sfânt, a botezat mulți oameni cu Duhul Sfânt, am văzut lucrarea Domnului dezvoltându-se, pentru că nu e așa, numai cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțește biserica, orice metodă am încercat noi și oricum am vrea noi să fie. M-am bucurat pentru atâta tine. Asta înseamnă ceva. Înseamnă că biserica viitoare, biserica anilor următori, are viitor. Am văzut lucrul acesta și în luna februarie. Am fost în februarie în Denver, North Carolina, la un festival al tinerilor penticostal român din America. Nu știu dacă n-au fost și din Canada. A fost vreo 1800 de tineri și am zis, dacă pasiunea tinerilor și dorința lor de a lăuda pe Domnul și de a se pune la dispoziția Domnului este un lucru încurajator, atunci trebuie încurajați tinerii. Și am încercat și am încurajat țările de după conferință, după festival, în fiecare seară și Dumnezeu a botezat cu Duhul Sfânt între ei. Și viața lor s-a schimbat. Înainte cu un an, făcuseră ceva gafe la hotel și a spus administratorul hotelului, pe ăștia nu mai primim aici. Dar la insistențele pastorului a spus, bun, facem, în seara asta mai facem o, tura asta facem o excepție. Și prima seară, mulți dintre ăia care atunci au fost problemă, au fost botezați cu Duhul Sfânt și în loc să facă gălăgie și scandal și nu știu ce mai făceau acolo, i-au adunat pe alții la ei în camere și au lăudat pe Domnul, s-au rugat până spre dimineață și au spus să ia, lăsați și anul viitor, că ne-am hotărât, ne-am răzgândit, îi primim și pe anul viitor. Așadar, Domnul să vă binecuvinteze, voi care sunteți viitorul bisericii, să vă crească și să vă întărească și să fiți statornici în lucrarea pe care Dumnezeu o are pregătită pentru fiecare dintre voi. Atunci când am știut că vin încoace, că după masa șapta voi fi în mijlocul vostru, rugându-mă, Dumnezeu mi-a spus că are o masă pregătită, întinsă, erau toate pregătite, ca noi să ne înfructăm din Cuvântul lui Dumnezeu, să stăm la dispoziția lui Dumnezeu, să ne hrănim, nu așa capricios, aia îmi place, aia nu-mi place, ci să luăm ce ne pune Domnul înainte, pentru că e spre folosul nostru. Și m-a arătat Domnul că erau niște unelte pregătite. Uneltele sunt caracteristice bărbaților. Plug, grapă, sapă. Erau pregătite undeva aici, în apropiere, și le umpleau bălăriile. Zicea Domnul bărbaților, nu lăsați lucrurile acestea în părăsire. Pentru că Domnul va cere socoteală de darul care este în voi. Puneți mâna pe coarnele plugului, când trebuie pe coarnele plugului, pe semănătoare, puneți mâna pe unelte și rugați-vă Domnului să vă dea destoinicie și hotărâre, putere, ca să faceți voia lui Dumnezeu și să lucrarea lui Dumnezeu să meargă înainte. Sunt aici prin bunătatea Domnului și la invitația surorii Cati și a fratelui Ovidiu. Mă gândeam că fratele Iosif a avut un mare aport în obținerea vizei pe care Dumnezeu mi-a rânduit-o. Mi-am tot dorit în mai mulți ani. Am mai venit în Statele Unite de câteva ori.
de vreo 5 ori, pentru că am un băiat acolo în Carolina de Sud, căsătorit acolo, la casa lui, dar fiind acolo, frate a auzit despre mine și m-au chemat într-o parte și în alta. Și așa se face că am ajuns și aici. Se face că am ajuns aici pentru că Dumnezeu a rânduit o vreme minunată. Sora noastră, Cathy, a fost în România în urmă cu 2 ani. A auzit cuvântul, avea o știință despre Dumnezeu, dar Dumnezeu a cercetat-o, a copleșit-o, am botezat-o acolo și a venit ca și magie, pe alt drum în Canada. Dumnezeu n-a lăsat lucrarea aceasta să se oprească și a sporit fratele Ovidiu, a urmat-o și nădăjduim să urmeze și copiilor, pentru că Dumnezeu are un plan de lucrare cu fiecare și în fiecare familie. Atâta vreme cât noi oamenii stăm la dispoziția lui Dumnezeu și facem lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu va da binecuvântare. L-am întâlnit pe fratele Pavican, pentru că este cunoștința noastră comună, cu mulți ani în urmă, în biserica din care proveneam noi. El a avut un aport, l-a folosit Domnul ca să ne spună mult despre lucrarea Duhului Sfânt, să ne îndemne la rugăciune, la o viață de rugăciune și să ne încredem în Domnul și în descoperirile Domnului. Am zis că noi suntem prieteni, venea la mine întotdeauna și în vremea aia, în vremurile mai trecute, venea aproape lunar în Zalău, venea la mine acasă, doar că nu i-am dat cheie, că nu vrea să o piardă. Și într-o seară a venit la mine acasă și a venit cu încă 4 bărbați. Am mers la biserică, aveam evangelizare. N-am știut ce-i cu ei, că aveam apartament cu 3 camere și am zis că îi găduiesc acolo undeva, mâncarea nu era o problemă. Dar când am mers la biserică, cei 4 care au fost cu el au început să mărturisească. Erau Vasile Tofan, toți așa zdraveni, înalți și toți ieșiți din pușcărie. Pocăiți în pușcărie, ieșiți din pușcărie cu viața schimbată, dar atunci a fost prima dată în viața mea când m-am rugat o noapte întreagă. Mi-am luat familia, copiii și nevastă mea, ne-am închis în dormitor, mi-am pus salteaua la ușă și m-am rugat și am zis, Doamne, sper că ăștia s-o pocăi din toată inima. Sper că ei sunt sinceri înaintea ta și tu, Doamne, ești cel care porți de grijă. Ai milă și de mine și de familia mea, de copiii mei. Și m-am bucurat după aceea și m-am bucurat de faptul că Dumnezeu i-a schimbat într-adevăr. Dumnezeu i-a binecuvântat, i-a schimbat și a făcut lucrarea în ei și în viața lor. Acum, revenind la cuvântul acesta, aș vrea să vedem că la început, spune cuvântul, Dumnezeu a spus, Geneza, capitolul 1, versetul 3, să fie lumină. Adică a vrut ca toate lucrurile să fie în lumină, nimic să nu fie în confuzie și în întuneric. Mai sunt oameni care preferă lucrurile, sau teologi, la care preferă lucrurile să fie într-o zonă gri, învățătura să fie într-o zonă gri. Dumnezeu a spus să fie lumină, adică toate lucrurile să se desfășoare în mod normal. Și a făcut Dumnezeu lumina și a despărțit lumina de întuneric, punând graniță fixă, și peste binecuvântarea asta a creației, imediat după creație a apărut diavolul și l-a ispitit pe Adam și pe Eva. Eu m-am gândit la lucrul acesta și m-am gândit la tot ce s-a întâmplat în Scriptură și am zis, pentru prima dată, la prima confruntare între lumină și întuneric, diavolul s-a prezentat la Adam și la Eva și le-a stins lumina prezenței lui Dumnezeu. A spus, gata, încercați să vedeți cum e pentru neric. Și cum a fost pentru neric? Plâns și scârșnirea dinților. Spin și pălămidă. Departe de fața lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a spus să... Dumnezeu a spus că lucrurile acestea nu sunt bine și nu poate să stea la oaltă lumina cu întunericul. M-am uitat mai apoi în Scriptură, după ce Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, a fost botezat, a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul și ce a încercat diavolul să facă? Dar oare cine era Iisus Hristos?
El s-a prezentat și a spus, eu sunt lumina lumii. Și ce a încercat diavolul să facă? Să stingă lumina. Dacă ar fi reușit să aibă biruință și acolo, și a doua oară, și la al doilea Adam, vă dați seama ce cumplit a fost pentru toți oamenii, pentru omenirea întreagă, era o lume a întunericului. O lume, cum nu se poate descrie mai sumbru, în care diavolul făcea ce vrea el. Eu mă bucur pentru că Domnul Iisus Hristos, care în momentul acela era 100% Dumnezeu și 100% om, s-a împotrivit diavolului și a spus, pleacă de la mine pentru că este scris. Pentru că este cuvântul acesta puternic și este la dispoziția noastră ca noi să ne împotrivim diavolului. Ce s-a întâmplat oare? Ce se întâmplă de-a lungul Scripturii, de la început până la sfârșit? Este eternul conflict între bine și rău. Între lumină și întuneric. Eternul conflict. Diavolul mereu are mâna pe întrerupător și mereu vrea să pună întuneric în noi, să pună întuneric în națiuni, în biserici, în familii, între oameni, în relațiile dintre oameni, să stingă lumina, să fie întuneric și pe bâșbâite, să încerce să se redreseze. Atunci când nu eram într-o relație tare puternică cu Dumnezeu, nevastă mea spunea, ai cât de supărată pe tine, și îți mai spun așa, câte o vorbă mai aspră, cred că am spus și eu de câteva ori, se întâmplă un lucru, la revenire. E mult mai greu să revenim, să ne cerem iertare, să intrăm în normalitate, decât să păstrăm lucrurile bine așa cum sunt. Și ăsta e adevărul. Este mult mai greu să te ridici când ești căzut, când ești jos, decât să stai în picioare, să te păstrezi în picioare. Vreau să facem o incursiune în Scriptură, să ne uităm în Isaia, capitolul 14, să vedem care e specialitatea diavolului. Și ce vrea diavolul să facă, de ce vrea diavolul să facă lucrurile acestea. Isaia 14, de la versetul 12. Cum ai căzut din cer, Lucifer strălucitor, fiul al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul Domniei mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miezului noaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Meschin plan. Meschin plan, mizerabil plan. Pentru că așa este stăpânul lui. Așa este cel care a conceput planul acesta. Dacă ne uităm apoi în Ezechiel, capitolul 28, de la versetul 12, partea a doua. Ajunsese și la cea mai înaltă desăvârșire. El ai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Stătai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe. 14. Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse, te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteitoare. Ai fost fără prihan în căile tale, versetul 17, ci s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale. Recunoaștem aici niște lucruri care îl caracterizează pe diavol. Este mândru, este arogant, este elegant, este mândru de înțelepciunea și de frumusețea lui și are o părere foarte bună despre el. Acum, concluziile le vom trage un pic mai la urmă. Și urmărește diavolul, a urmărit de la început diavolul închinarea oamenilor, recunoștința oamenilor și să-L înlocuiască pe Dumnezeu, să se substituie lui Dumnezeu, să fie ca cel preanalt. Știți că Biblia satanistă spune la început, diavolul a făcut cerurile și pământul? Pentru că îl copiază pe Dumnezeu și vrea să fie în locul lui Dumnezeu. Și sunt atâția oameni care cred în mizeria aceasta, în întunericul acesta, în balta aceasta și mizeria în care ține diavolul,
și cred că El este Dumnezeu. Așa de mult a reușit planul diavolului în multe locuri, în multe feluri. Uitați-vă la cei care au atentatele sau comit atentatele în Europa. Uitați-vă la cei care desconsideră pe oameni, pe cei care desconsideră viața, cei care ucid, cei care sfâșie, cei care se vorbesc de rău, cei care se zgârie și nu mai știu ce să facă. Sunt oamenii diavolului. Pentru că diavolul vrea să fie oamenii ca și el. Adică să se urce deasupra tuturor principiilor morale, deasupra tuturor principiilor etice, religioase și creștinești. Așa vrea diavolul să facă lucrurile. Scriptura spune că a reușit până la un moment dat. Dumnezeu s-a supărat, s-a mâniat, a încercat să-l recâștige pe om după ce l-a alungat de la fața lui, să-l recâștige prin legi, porunci, rânduieli, prin oameni, oamenii săi, prorocii,